și închide porțile. Aceeași mărie cu altă pălărie sau cum reînvie PSD Ordonanța 13 și Marțea Neagră. După episodul Ordonanței de Guvern care a scos românii în stradă, a venit rândul parlamentarilor să încerce să impună un prag pentru abuzul în serviciu. Peste 30 de parlamentari social-democrați în frunte cu deputatul mitralieră Cătălin Rădulescu au semnat un proiect de lege prin care abuzul în serviciu va fi considerat infracțiune doar dacă paguba depășește 200.000 de euro. Ordonanța 13, care a generat cele mai mari proteste de după Revoluție în țara noastră, prevedea ca pragul abuzului în serviciu să fie de 200.000 de lei. Printre semnatarii proiectului apărut recent pe site-ul Camerei Deputaților se numără și deputatul PSD Cătălin Rădulescu. Se pare că inițiativa ar fi una cu dedicație pentru președintele PSD Liviu Dragnea, care este judecat alături de fosta soție Bombonica, Prodana, într-un dosar în care prejudiciul este sub 200.000 de euro. Proiectul prevede că abuzul în serviciu va fi considerat infracțiune doar dacă paguba depășește 200.000 de euro. Cei 30 de deputați și senatori care au semnat proiectul de lege propun reducerea limitelor pedepselor pentru luarea de mită și trafic de influență și modifică regimul închisorii astfel încât pedepsele de până la 3 ani să fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu își vor ispăși pedepsa și cei cu vârsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile, susținând că scopul pedepsei este acela de reeducare coroborată cu recuperarea prejudiciilor. Parlamentarii PSD vor și modificarea prevederilor referitoare la denunț, care ar urma să fie valabil doar dacă este făcut la 6 luni de la data la care denunțătorul a aflat despre săvârșirea faptei. Socialdemocrații au mai încercat să impună un prag pentru abuzul în serviciu în celebra Ordonanță 13, unde limita era de 200.000 de lei. De asemenea, o propunere similară în ceea ce privește luarea de mită au avut un grup de 15 parlamentari PSD, printre care și fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Andreea Cozma.